Și mașinile astea ori sunt distruse, mamă, what the fuck. Distruse, mamă, what the fuck. Ok. For my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy. Ok, salutare toată lumea, eu sunt Andrei și bine ați venit la un episod de această dată. O să ne jucăm H1Z1 King of the Kill, un joc survival în care trebuie să e gen... Nu știu cum se spune. Ne dă pe o hartă și trebuie să ne batem cu toții. Suntem vreo 200 de persoane. Voi explică pe parcurs. Am dat vreo 14 euro pe acest joc, așa că zic de ce nu să facem și o serie cu acest joc. Așa că apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade din acest joc. Deja ne-a găsit și match. Haideți să dăm accept. Sending you to the game. Nu mai știu, nu am mai citit. Run, avoid the gas. Vedeți, trebuie să fugim cât mai mult de gaz, de un gaz. Ne dă pe o hartă și trebuie să fugim de un gaz. Există un safe zone, ok? În acel safe zone trebuie să ne ducem noi cât mai mult. Și suntem vreo 200 de persoane și ne strâng în cel mai mic loc posibil, cât acel cerc safe zone, adică o să devină cât mai mic. Adică vedeți voi acum ce se va întâmpla. Eu zic că merită aprecierea voastră, așa că de ce nu să strângem peste 40 de like-uri la acest episod. Doge a zis că nu vrea să joacă acest joc pentru că nu prea îi place. What the fuck? Ok. Toți erau dezblocați. Și un joc survival cu arme, vedeți, trebuie să avem o grămadă de lucruri. Bandajele sunt astea. Explic eu pe parcurs ce trebuie să facem. Jocul are niște grafici destul de bune. Eu acum filmez pe low, din câte știu eu, low sau medium, ca să nu am lag cumva, pentru că nu-mi place să am lag. Match starts in 5 seconds, ok. Haide să înceapă odată match-ul, să vedeți. O să ne dea din aer și trebuie să ne parașutăm. Everyone is an enemy, kill or be killed, ok? Deci trebuie să omorâm cât mai mult posibil. Ca să fim cel mai bun, trebuie să omorâm și să rămânem ultimul din 200 sau cât scrie acolo în vârf. Vedem acum câte persoane suntem în match. Ok. Cam așa arată și loading screen-ul. Nu e nimic interesant. Ne-a spawnat, ok, am avut puțin lag. Încă mai avem lag. Vedeți, ăsta e un oraș. Noi nu ne ducem în oraș pentru că toată lumea o să se ducă în oraș, așa că ar fi bine să ne îndreptăm către locul ăla. Nu cred că nimeni nu s-a dus acolo, nu? Ia să vedem. S-a dus careva acolo? Trebuie să ne uităm după alții cu parașute. Ok, unul mai vrea să mai ducă acolo. Ok, hai să nu-l lăsăm, să mergem noi primul. Vedeți, el este. E o mașină de poliție cumva și nu văd eu. Cred că e o mașină de poliție acolo. O mașină bună. Pentru că în acest joc o mașină este super, super bună. Adică avem nevoie neapărat de o mașină. Hai să încercăm să trecem nevăzut. Vedeți, deja mor în continuu ăștia pentru că s-au dus în oraș. Și în oraș cine prinde primul armă e câștigător. Așa că trebuie să fim cât mai safe. Hai să găsim, uite, am găsit noi pe ce. Trebuie să ne întâlnim și cu tipul ăla. Am găsit niște gloanțe. Cred că e pe aici. Un ghiozdan ca să ne punem cât mai multe iteme. Un ex, pistol. Hai să-i dăm reload la pistolul ăsta. Mai multe gloanțe de pistol. Mai multe gloanțe de pistol. Urmă de gloanțe, aparent. Ok. Totul e liniște, da? Cred că ăla e pe acolo. Ok. Hai să mergem noi la magazinul ăsta de lângă noi. Noi ne putem da seama dacă a fost el acolo prin... Multe persoane nu închid ușa când intră și na. Vreau să ne putem da seama. Oh, perfect. Asta e un fel de M4A4, putem să spunem ce segon, nu știu. Ia să vedem. Vedeți, și acum a apărut safe zone-ul pe hartă. Ia să vedem. Noi suntem relativ în safe zone? Da, suntem. Vedeți, noi suntem această iconiță de magazin, noi suntem în momentul ăsta la magazin, cum ar veni, și suntem safe, dar suntem cam la limit, așa că ar trebui să ne ducem cât mai spre centru, depinde, o să micșoreze cât mai mult acel cerc care vi l-am arătat, și toți cei care sunt pe aici o să vină gazul dincolo, de pe aici, și o să moare. E un joc cu un content destul de distractiv, adică, nu știu, mie mi-a plăcut, plac jocul ăsta așa, Survivor. Fac. A găsit un ATV, cred că unul. Gata.
Da, uite-l. Vedeți? Nu știu ce vreau să fac. Ok, a plecat spre oraș. Nu se duce bine ăla. Adică acolo e gazul. Mă rog, hai să vedem. Chidem ușa. A fost pe aici, că e ușa deschisă. Cred că a fost pe aici. Da, a fost pe aici și m-a lăsat aici. Și mașinile astea ori sunt distruse. Mamă, what the fuck? Ok, hai că am reușit. Dom'le, ce m-am speriat. Vedeți? Dintr-o dată așa te ia și te omoară. Am avut... Oh, God. Am avut noroc că nu m-am omorât. Și mai și sângeram. Ok, am avut noroc că mi s-a oprit sângerarea. Ia să ne ce aveți tipul ăsta. F. Ok, foarte multe bandaje, de fapt cloth. Și o să facem noi bandaje din el. Nu avem nevoie de asta, 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 uite, alea erau bandajele. Oh, Camel Survivor Pack, ăsta e foarte, foarte bun. Așa. Shred înseamnă îl distrugem și facem cloth și din cloth se face bandajele. Shred, dăm shred și la ghiozdanul care le aveam noi. Ne punem tricoul ăsta că pare mai bun, mai, nu știu, camuflabil. Shred, îi dăm și la asta. What the fuck, ce îmbrăcăminte, ești nebun. Armor scrap, nu. Să luăm shotgun-ul. Haide să scoatem asta și ne luăm shotgun, frate. Pentru că, nu știu, poate e mai bun shotgun-ul. Adică, în apropiere e bun shotgun-ul. Okay. Deci, era până la urmă, l-am văzut mai dinainte, dar... Ok, hai să mergem, ia să ne... Deci noi suntem aici, o să trebuie să mergem acolo. Acolo ar fi cel mai bine să ne ducem, adică acolo, la chestiile alea, sunt niște căsuțe acolo. Sper să nu mă vadă nimeni că până ajung eu acolo. Și sper că vă place jocul, adică, uite, vedeți, e destul de distractiv. Bine, nu știu cât de distractiv e să te uiți la el, dar eu m-am uitat foarte, foarte mult la Epic Shorty, la jocul ăsta și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Adică, am uitat la un live de-al lui cu jocul ăsta și m-am uitat la foarte, foarte mult timp din live-ul acela. Dacă mai vreți episoade, apăsați butonul de like să strângem peste 30 de like-uri. Pentru că este o serie nouă, nu zic 40, pentru că nu cred că se vor strânge 40. Așa. Mai suntem 69 de persoane deja. Avem o 10.000 score. Scorul ăla crește când omor pe cineva și când ești din ce în ce mai singur. M-ar veni. Adică ești te apropii de ultimul care a supraviețuit. Bestul meu a fost de 6, ați văzut acolo cele mai bune meciuri ale mele. Erau acolo la începutul episodului, apăreau. Am văzut că există și într-un fel un rank, adică am văzut că am 170.000 de puncte sau ceva de genul. Oh God. Am văzut tipul ăsta 100%. Ok, nu știu ce vreau să facă. Asta e că 3, hai să dăm reload-ul ăsta. Și nu vreau să am ex-ul pe ăla, așa gata. Pe unul vreau să am armă. Cineva a lutat astea, ok. Tipul ăla cu mașina se ducea, frate. Vedeți, e o pe să ai mașină, mai ales când ești departe de safe zone. Și trebuie să ajungi repede. Uite, aici sunt căsuțele alea de pe hartă. Suntem perfect. Aproape de safe zone, totul e bine. Eu mereu stăteam la limita. Aștia sunt pe aici. Ok. Vedeți sunetul ăsta, 10 secunde avansează gazul. Uite, și acum melodie creepy. Așa. Ia să vedem. Să mergem, uite-l. Ia să mergem noi să luăm pe la spate. Așa, boss, hai că l-am luat. Am vrut să mă apropii cât mai mult de el și tot n-a scăpat. Fuck. Trebuie să mă asigur și eu mai întâi că fac ca el. Și după aceea e nasol rău. Așa. Fac, nu vreau shred, mă rog. Hai să luăm asta. Dar nu, hai să dăm drop la asta și să luăm... Poate, de ce mă mișc? Ok, am găsit un bug. Băi!
Enia, stai ușor. F. Așa, gata. The fuck, nu mi se amintește niciodată asta. Așa. Andrei, rog, găsește bug-uri în H1Z1. Așa. Hai că avem șaca, acum e bine, e rău. Dăm shred aici. O, 32 de bandaje. Asta o să fie foarte, foarte bune. Și astea sunt medikit-uri. Adică se opresc aproape instant sângerarea. Asta se oprește instant și asta e o armură. Să nu mai avem ceva pentru nevoie pentru armură. Un duct tape. Nu e greu de găsit un duct tape. Hai, frate. Mă, dar cred că au căutat ăștia prin toate astea. Ușa deschisă, ușa deschisă, ușa închisă. Opa. Ia să vedem. Da, n-au trecut pe aici. Un duct tape. Ba da, au trecut, uite, ușa deschisă. Au trecut pe aici? Vreau un duct tape. Oh, perfect, uite, duct tape. Adică bandă, cum s-ar spune. Stai, what? Find this character. Armor scrap. Să mor tu, că armor scrap am nevoie. Armor scrap avea tipul ăla. Tipul ăla, nu știam că am nevoie, frate. Ia stați, mă. Ai tu, fraiere? Armor scrap, ok, și asta. Bă, ești nebun, exact ce avea nevoie. Craft. Ok, avem armură. E bine rău. Gata. Avem și armură. Ar trebui să fim bazați în momentul ăsta. Vedeți și gazul, uite, vedeți, apare și ia totul. Toți ăștia care erau pe aici, erau, sunt morți acum. 39, mai suntem 38 chiar. Ok. E din ce în ce mai bine. Am filmat 12 minute. Episoadele nu știu cât vor avea, depinde de meci cât va dura. Dar vom juca doar un meci pentru că n-a durează mult, după cum vedeți. Ok, să dăm și redul asta, că asta pare așa mai negru, nu știu, mai... Închis la culoare, poate nu ne văd, cine știe. Ok. Ce scârție asta? Așa. Uite ușa deschisă acolo. Ușa deschisă, ușa închisă. Să zicem la ușile închise, ia. Yeah. Oh god. What the fuck? Tipul ăla cu mașina de atunci. Ce vrea să facă? N-am un sentiment bun despre asta cu mașina. Se plimbă prea mult pe aici. Cred că o să am de-a face cu el. În curând. Nu știu dacă pot să-l omor. Ok, uite. Are cineva trecut pe aici. Pentru că de obicei pe lângă arme sunt gloanțe. Da, uite, ușa deschisă. Și la asta e deschisă, nu? Pardon. Deschisă, deschisă, deschisă. Da, ce să zic. A fost cam lutat aici. Ia să ne cât mai are până ajunge. Când o să ajungă la limita asta, o să apară în următorul safe zone și trebuie să ne strâmtăm din nou. Adică să ne strângem într-un loc și mai mic. God. What? Cineva muri pe aici. Clanțe de shotgun. Ok, suntem cu shotgun, nu, nu suntem cu AK în mână. 85 de glonțe la AK. Ia să încearcă asta de aici. Bullshit. Ne, prostii. N-avea nevoie de nimica. Opa. Băi, deci sunt o grămadă, cred că mulți au venit aici. Nu s-au gândit. Cel care l-am omorât, eu cred că era ultimul. Sper. Mă trezic eu cu unul acum în față. Uite, a apărut noul safe zone. Băi, nu suntem, dar nu suntem departe. Nu suntem în safe zone, dar nu suntem departe de safe zone. O să plecăm imediat pentru că o să murim dacă mai stăm mult timp aici. Da, hai să luăm noi... Aici nu e o mașină, frate, vreau și o mașină. O să trebuie să merg pe jos, am obosit. Ok, hai să mergem pe jos. Vezi acolo sus avem... What the fuck, ce culoare ăsta? Hello? Stați o clipă. O clipă, clipă, clipă. Clipă, clipă, clipă. The fuck? Deci la mine nu se vede lag, dar pe filmare se vede puțin lag. Nu știu, frate, mi arată cam 89 de frame-uri. Nu apare pe filmare. Acolo stânga sus.
Ferețele este gazul. Suntem cam aproape de gaz. Hai să fugim repede. Fugi. În 2 minute o să se miște gazul de acolo. Repede. Și acum trebuie să dăm noi de muntele ăsta, de dealul ăsta, nu-i chiar munte. Este un copac. Nu trebuie să tragem 23, băi, hai mă că putem. Haideți că putem. Poate ajungem și noi sub 6, cine știe. Chiar dacă nu prea cred, dar avem 6. Adică n-am ajuns cu greu la 6 atunci. Adică eram cam pe la început când am ajuns la 6. Cred că era al 8-lea meci al meu. Gen, n-a fost greu. Și da, pe atunci eram pe aici. De acum e gaz. Oh, uite. În oraș aici cred că sunt o grămadă de aici și o să vină încoace. Și noi ar trebui să ne ducem cam pe aici, la chestia aia ar trebui să ne ducem. Sper. Nu știu unde era cu mașina. Ăla se mișcă instant. Ia. Yeah. Vest. Ăla-i vestul. Cred că ăla e ăla de chimie, nu. Noi trebuie să ne ducem încolo. Adică ăla care ne mai uitam noi, cred că e ăsta. Care nu e în safe zone. Ok, peste... Mamă! Parcă văd că ne trezim cu gazul la... lângă noi. Hai! Hai să fugim! Nu am chef să am gazul lângă mine, chiar deloc. Mhm. Și o să chemăm și niște prieteni pentru episoadele viitoare, adică nu știu, poate jucăm și cu Tiger, pentru că știu că are jocul și mai am câțiva prieteni care au jocul. The safe zone has been marked on your map. Toxic gas will be released in 30 seconds. Ce se aude, auziți așa un fel de avion, uite, ăla e bombardier, adică poate să dea și cu... A, nu, ăla este drop, military drop. Deci dacă ne ducem acolo să ne pice sniper și chestii OP, ar trebui să ne încerc să-l luăm. Dar cred că deja o să ducă cineva să-l ia. Și nu prea e o idee bună să ne ducem, pentru că toți se întreaptă spre acolo, spre tine. Nu știu ce să fac, să mă aduc, să nu mă aduc. 18 persoane, ar trebui să jucăm cât mai safe. Ne, lasă baltă. Să jucăm noi cât mai safe. Nu e chiar așa OP decât dacă ești într-un... What the fuck? What? Ok. Hai să ne continuăm drumul. Uitați gazul. Fuck, fugi de gaz. Mamă, vine gazul și nebun. Vedeți ăla avionul care câteodată mai dă și cu bombe, câteodată nu. Mă, uite, drop acolo. Pare el aproape, dar de fapt e destul de departe. Da, e foarte, foarte departe. Ia uite pe unul cu mașina acolo. Ia să... Avem și binoclu. Hai să mergem repede. Acolo ar trebui să ne ducem noi. Ia să ne unde trebuie să ne ducem. E bine unde suntem noi. E foarte, foarte bine. Nu? De fapt... nu știu ce să zic. Uite, ăla, aia este biserica aia. Ok, hai să ne ducem la biserică. Cred că cineva deja... Ia să mergem noi să luăm mașina aia. Știu că e ăluia, cred, care l-am văzut noi înainte, dar vreau să mă duc să o iau, pentru că în momente ca asta am nevoie de o mașină. O să dau de el 100%. Sper să nu se întoarcă și-o trebuie de la mașina aia. Nenia? Nu-l văd. Hai să mă duc repede la mașina lui. Sper că n-a stricat-o. Că poți să și strigi. Nu cred că ai cum să repari. Haide. Perfect. Na. Ok. O, pe bune. Are cheie. Oh, God. Nu e nimeni. E unul mort acolo.
cu mașina de poliție pe acolo. Haideți să mergem la biserica aia de care vă spuneam eu. Chiar dacă este la limita biserica aia, trebuie să mergem acolo. Ok. Mai cade vreun drop, ceva? Nu e doar unul, deci nu e doar unul, sunt mai multe. Odată am luat și-o dropul ăla, din greșeală m-am dus la el, adică mă plimbam bine, mersi, și-am găsit ceva care scoate fum și era pe jos. Și mă gândeam, am găsit ceva interesant. Ia stai o clipă. Credeți că o să ajungă în biserică? Dacă nu, oricum o să fie la limită. Nu știu, fraților, dar aici trebuie să fim destul de atenți. Cred că este cineva în biserică. Cred că sunt singurul care s-a gândit la chestia asta. Ușa e deschisă. Vine prin spatele meu. Ok. Aparent nu e nimeni aici. Ok, nu. Nu. Și nu. Ok, e gol. Uite un medikit. Gazul se apropie, vedeți? Oh, nu. Ia să mergem și noi puțin mai în fața bisericii. Să fim destul de ok. Mamă, eu n-am viața full, acum am văzut. Mamă, cât de aproape e gazul. Ok, gata. Deci a intrat puțin și în biserică. Deci a intrat și în biserică gazul. Ok. Unde este safe zone-ul? Spune-mi. Nord. Încolo, trebuie să mergem tare de tot. Repede, repede, repede. Hai să ne punem mai întâi să fim full. Putem să mai așteptăm puțin și încă o dată și aia. Gata, ok. Ia să vedem. Nu prea am mai luptat nimic, adică pot să spun că sunt chiar bine de tot. Ia mai punem o dată. Una de asta. Ce cade. Fuck! Nu-l văd. Pe bune de-l văd. Gata, l-am văzut. Uitați-l. Ok. Haideți să ne gândim acum cum facem. El vine spre noi. Stă cu ceva în mână, cred că are grenadă ea. M-a aruncat cu o grenadă. Vine cu acea. Fuck, m-a omorât. Locul 12. E bine, fraților, n-avem niciun stres. Am făcut un kill. E super, super. Nu, am făcut două kill-uri. Da, am făcut două kill-uri, gata, mi-am amintesc. Ok, deci da, lume, sper v-a plăcut. Sper să apăsați pe butonul de like. Să fim, facem o serie din acest joc. Sper v-a plăcut. Haideți să vă arăt și meciurile mele celelalte. Ăsta a picat pe locul 2, cred. E al doilea cel mai bun meci al meu. Ce-mi place melodia asta. Ok. Loading screen. Ia, play, solo. Vedeți? Astea sunt cele mai bune meciurile ale mele. Ăla cu... mai făcut unul cu 12. Stai și pe locul... Vedeți, am mai făcut unul cu 12. Ăla care l-am făcut acum e pe locul 3 în momentul de față. Cu o diferență foarte, foarte mică de scor. Este super, super bine. Deci, da, nume, cam dat scoși acest episod, sper că v-a plăcut, sper să strângem peste 30 de like-uri la acest episod, dacă mai aveți episoade din această serie. Eu am fost Andrei și până la viitoare, v-am salutat. Bye, bye!